Majoritatea oamenilor asociază sărbătoarea oamenilor muncii de la 1 mai cu anii comunismului și cu tradițiile industriale ale epocii de aur. Ați fi uimit să aflați că de fapt acest motiv de petrecere de la începutul lunii mai își are originile în lumea capitalistă a Statelor Unite de acum mai bine de un secol. Mai precis, totul a început cu o luptă pentru drepturi a muncitorilor americani. În anul 1888, la Chicago, peste 65.000 de muncitori au intrat în grevă cerând un program standard de 8 ore. În același an, Federația Americană a Muncii a stabilit ca pe 1 mai să fie marcată Ziua Muncii, ca o zi a luptei pentru drepturi a muncitorilor. De-a lungul secolului 20, lupta de clasă a fost înlocuită cu o sărbătoare în toată regula. Oamenii muncii au primit o zi liberă și au fost încurajați să petreacă. În România comunistă, această zi a muncitorilor a fost interpretată propagandistic și începea cu defilări masive dedicate conducătorului statului, în acea perioadă Nicolae Ceaușescu. Botoșenenii, care au trăit și înainte de 1989, își aduc aminte de aceste manifestări cu pancarte, sloganuri și o desfășurare uriașă de forțe de la care nimeni nu putea lipsi. Mai ales sindicaliștii și muncitorii din acea perioadă au încă vie în memorie acele momente. Prima dată era defilare, era obligatorie, era o prezență și o supraveghere strictă, adică să nu lipsească nimeni. Toată zona industrială era îmbrăcată de sărbătoare, niciodată n-ai vedea unul mai muncitoresc, era unul mai dedicat președintelui țării și conducerii Partidului Comunist de atunci. După parada obligatorie de 1 mai, oamenii se puteau bucura, în limitele impuse de partid, bineînțeles, de o după-amiază liberă, în care se duceau la Stâna Baisa să mănânce grătar și să bea bere. Se făceau cozi interminabile pentru câțiva mici. Nu vă mai spun că și pe bere, pentru că atunci berea se dădea la sticlă, la sticle din kilogram și îți dai seama, te duceai cu două plase de bere, cu 20 de sticle, să spunem, din kilogram până la Baisa, le cărai, că acolo nu știai dacă m-ai prins sau nu m-ai prins. Și apoi stăteai mai mult de jumătate de timp să prinzi și tu vreo 2-3 mici, că erau cruți, că erau mai arși, mai afumați, nu conta, erau mici de 1 mai. Foștii muncitori ai epocii comuniste de la Botoșani încearcă sentimente de nostalgie de 1 mai. Spun că oamenii erau uniți, mai veseli și chiar apreciau fiecare moment de sărbătoare. Câmpurile astea așa era pline. Ori se spunea că de multe ori că omul nu prea are, dar era plină de copii, atunci era rău că stătea la rând la bere. Era lumea mult mai bine dispusă ca acum. Era foarte, foarte frumos, în sensul că nu era abundența care este astăzi, dar erau mult mai sănătoase din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere și nici beți peste tot și cu tot felul de lucruri urâte nu erau. Astăzi nimeni nu pare să mai țină nici la lupta de clasă de acum 100 de ani, nici la petrecerile câmpenești ale epocii de aur. Cu toate acestea, grătarele încă se mai prind pe câmpurile din afara orașului. Fie nostalgici, fie pur și simplu dornici să profite de ziua liberă, încă sunt amatori de fleici, mici și bere, majoritatea, bineînțeles, tot cu gândul la petrecerile de altă dată. Care au prins o bere, era 3 lei, acum nu zic, și acum e 3 lei, dar nu mai este puterea banului care a fost atunci. Am înțeles. Dumneavoastră continuați tradiția. Da. Chiar și adolescenții, cei care nu au prins nici grevele de la Chicago și nici timpurile lucrurilor în schimburi la uzine, au preluat moda petrecerilor câmpenești de 1 mai. O tentativă de grătar aici. Și ce faceți la grătar? Mici, cărnăciori, ceafă, ce spate. Deci și tineri încă mai păstrează ziua de 1 mai. Da, normal. Acum mai așteptăm un grup să vină cu noi. Locul tradițional de grătare a botoșanilor în perioada comunistă, câmpul din apropierea stânei de la Baisa, a rămas astăzi un loc pustiu, cu iarbă necosită, devenit proprietate privată. Aici au rămas însă amintirile a generației întregi de muncitori care s-au bucurat de 1 mai.